Un incendiu a izbucnit în apartamentul din cartierul Țiglari. În urma unei explozii cauzate de acumularea de gaze, 30 de locuatari s-au autoevacuat până la venirea pompierilor și a echipajelor medicale. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea fiind și 2 copii de 13 și 14 ani care au suferit arsuri de gradul 1 și 2. Minorii au fost transportați la spital împreună cu mama acestora. Aeroportul internațional din Sibiu este primul aeroport din România care a achiziționat 2 modele de autoutilitare pentru siguranța pasagerilor. Acestea fac parte dintr-un set de 20 de echipamente de ultimă generație, investiția fiind de peste 37 de milioane de lei. Aeroportul beneficiază de auto specială PSI, dotată cu un element de tip HRET, care poate anihila un eventual incendiu, inclusiv la bordul aeronavei, și care, prin tehnologia utilizată, crește considerabil nivelul de siguranță pe aeroport. Sibiul se pregătește pentru Ziua Națională a României. Municipalitatea a început montarea a mii de drapele pe stâlpii din oraș, urmând ca până în 1 decembrie să fie arborate 5500 de steaguri tricolore. Steagurile vor fi amplasate în centrul istoric, zona gării, bulevarde, stârzi principale din cartiere și în piațetele din oraș. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Un băiat, crescut și născut în Sibiu, care, cu ajutorul la încă 2 prieteni, a creat un brand. Sunt agitat pe acolo, alerg din stânga în dreapta, trebuie să mă stresez, dacă nu e stres, ceva nu e în regulă. În spatele curții la Ionuț, am făcut primul eveniment și de acolo a plecat numele de Backyard. Sincer să fiu, noi n-am făcut-o pentru bani. Noi făcând-o pentru bani, atunci nu ne interesa neapărat. Adică am zis, până la final, ideea e să n-aducem bani de acasă. Planuri sunt, e clar. V-ați gândit la treaba asta, nu? Normal, noi ne gândim de vreo 4 ani de zile la un festival, ne gândim și la investiții majore, avem și în calcul și în plan să facem o piscină. Odată avem un plan să facem un festival. Și clar că dacă se aliniază planetele, venim și cu detalii. O să faci o promisiune ferme că niciodată la Backyard nu vom asculta electromanele și trapanele. Deci eu îți promit, eu și nu sunt de acord eu.